Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi facem haul Shein. Pare că nu mi-am mai dat o comandă de mult timp, dar nu. Este un haul mai special, mi-am luat și machiaje pe care vreau să le testez în alt video, dar mi-am luat și tot felul de accesorii pentru Halloween. Yes. Înainte să începem, nu uitați să dați like, subscribe și coment cu orice vreți voi, știți că mă ajută mult, mult, mult. Și dacă vreți să mă susțineți și mai mult, urmăriți-mă și pe Instagram, dar și pe TikTok, că postez cel mai des acolo. O să începem cu accesoriile pentru că le-am aici pe masă, pe tătii. Le-am pe toate în pungi, o să le scot înainte că o să aud în nasol. 100 de ani mai târziu am reușit să îndepărtez toate pungile alea. Prima chestie este această bentiță imensă cu șerpișori. Wow, arată incredibil. Abia aștept să o port prin machiaje. Este destul de chicioasă, dar pentru niște poze pe Instagram, eu zic că merge. Și un machiaj din ăla foarte spectaculos. Chiar zilele astea o să fac ceva. Next avem o altă bentiță cu fluturaj de data asta, doamne, de așa când am văzut-o, chiar m-am îndrăgostit. Ador fluturaj, nu știu dacă știați. Și pe ăștia poți să-i pui în ce direcții vrei tu, văd. Chiar arată foarte drăguț, tot așa pentru un machiaj. O să avem foarte multe bentițe, vă anunț de pe acum. Asta e alta, care e așa de regină, reginească, goddess, ceva de genul. Foarte drăguță și asta chiar pare să fie mult mai calitativă ca restul. Arată mult mai șmecher asta față de celelalte. Altă bentiță spectaculoasă, deci... Oh my god! Cu machiajul potrivit, asta o să arate incredibil. Tot așa, de o zână, de un regi, o regină, ceva. Oh. Wow! Wow, cât de tare arată! Deci îmi vine să stau cu asta până la final, așa de fain e. Wow! O să stau cu ea. Altă bentiță, asta este cu drac, cu coarne din astea roșii. Eu mai aveam cu coarne negre, dar am zis să am și cu coarne din astea. Pentru un machiaj cu drăgușor, of course. La set au venit toate bentițile astea. Au fost chiar foarte ieftine. Oricum o să vă las prețurile pe ecran. Cu tot felul de topoare. Cu sânge, cu... Asta e cea mai simplă, dar restul sunt așa foarte extra de Halloween. Dacă nu vrei să faci mare lucru la față, îți pui doar o din asta și gata, machiajul de Halloween, adică e foarte simplu. Am luat și asta pentru că mă ducea așa cu gândul la Maleficent, chiar arată interesant și se pune așa. Wow. Da, cred că pentru Maleficent asta ar fi superb. Ia uitați, mi-am luat un voal din ăsta de văduvă cumva. Opusul miresei. Deja am făcut un machiaj cu el, o să-l atașez pe aici și aia. Arată foarte scary și chiar e foarte calitativ, nu mă așteptam. Inclusiv dantela asta mi se pare extrem de calitativă și îmi place, îmi place. Intrasem în categoria aia cu Halloween și am văzut și asta, ochiul ăsta de pirat și l-am luat. Bine, ar trebui să-mi dau ochelari jos, dar așa ca și chestie. Prins părul cu aceste mâini de schelet pline de sclipici și de diamante. Mi s-au părut foarte spectaculoase pe Shein. Într-adevăr arată foarte bine și înăuntru și le pui așa ca să fie... o treabă. Când le vezi pe site, nu te gândești că e mare calitate, dar chiar sunt calitative, adică pentru niște poze, pentru câteva evenimente, perfect. Mi-am luat urechi de elf. Eu mai aveam niște urechi de elf, doar că erau așa mai de lady. Astea sunt cumva așa mai de bărbați, nu știu cum să vă explic. Ideea e că sunt foarte, foarte mari. Arată puțin dubios pe mine, pentru că sunt imense. Dar nu știu. Nici măcar nu știu cum să pun, dar văd eu. Văd eu. Mi-am luat fluturaș din nou. Obsesia mea pentru fluturaș niciodată nu se termină. Sunt niște clipsuri din astea, poți să ți le pui în păr. Tot așa pentru un make-up.
foarte colorat, să-ți pui foarte mulți în păr, cred că ar arăta foarte, foarte spectaculos. Și sunt foarte mulți într-un set din ăsta, chiar poți să-ți acoperi tot părul, cred că, cu ei. Mi-am luat și niște bigudiuri. Nu mă întrebați ce mi-am luat, mi-am luat ca să fie în casă, nu știu de ce. Fiecare bigudiu vine și cu un clip din ăsta foarte tare, că îți pui bucla și după îl prinzi așa. Foarte tare, Shane, eu nu m-aș fi gândit la așa ceva, eu am crezut că vin doar bigudiurile astea. Da, super tare. Aș vrea să încerc pe o șuviță doar. Vă anunț că nu am folosit bigudiuri niciodată. A, dar stă și așa. Nu trebuie să-l mai prind. Dar dacă tot mi l-au trimis, așa. Super tare. Chiar sunt curioasă dacă o să meargă părul meu. Eu am un păr destul de fain așa, pentru că cum îl pun așa, stă. Nu fac probleme cu el. Dar să vedem cu astea. Cred că cel mai bine cu părul puțin umed ți-l pui, ca să se usuce așa bucle. Urmăriți-mă pe TikTok ca să vedeți cum funcționează mai exact. Deja știți obsesia mea pentru dentițele în genul ăsta, pentru demachiere, pentru machiat și demachiat. Am zis să mai am una în colecție pe griul ăsta. Îmi place foarte mult culoarea asta. Nimic special la ea, dar e puffy, chiar e faină. Și a venit și în săculeț din ăsta special. Ai, de chiar de la Shane de aia. Nice. Ca să nu mă mai pun eu, vă arăt aici cum arată. Am niște unghii pe care le poți atașa practic de unghiile tale. Stați să mi le pun și vă arăt mai bine. Ia uitați cât de cool arată, tot așa pentru un video, pentru o poză. Wow. Arată foarte, foarte bine. Și e fain că nu trebuie să le lipești, adică nu îți deteriorează unghia ta cu absolut nimic. Într-adevăr, e puțin inconfortabil cât îi strângi chestia asta aici și nu sunt extrem de rezistente, adică cred că dacă faci treabă cu ele, o să cadă. Am 10 pentru fiecare deget. Încă o chestiuță foarte interesantică. Dacă mă urmăriți și pe TikTok, știți că sunt obsedată de spume și mi-am luat acest dispozitiv de a împrăștia spuma în formă de floricică. Trebuie să încercăm asta acum. O să pun o spumă random. Eu cred totuși că funcționează și cu săpun normal. Hai să vedem. What? De ce nu merge? Se formează un fel de floricică. Interesant. Teoretic ar trebui să faci așa și să ai o floricică pe mână și după să te speli. Da, nu se întâmplă floricica aia pe mâna mea. Cred că greșesc cu ceva sau e prost produsul. Mi-am luat și 3 cutii pline cu ștrasuri. Niciodată să știți că n-aveți prea multe ștrasuri. Cine știe ce machiaj vine în cale și ai nevoie de multe, multe ștrasuri. Am vrut din nou să fac un full face cu rhinestones din astea, doar că sunt foarte mititele. Păreau puțin mai mari pe Shane și mi-ar fi extrem de greu să-mi lipesc toate nebunile astea pe față, dar poate o să fac ceva mai simplu, dar tot cu din astea. Am luat și pe argintiu. Astea au mărimea mult mai bună și mai șmecheră. Nu mă pot abține niciodată când mă duc pe Shane să nu-mi iau și pensule. Sunt ieftini și buni. Chiar sunt foarte fluffy. Wow! Chiar firma asta Manage, nu știu exact cum se pronunță, este chiar foarte bună de pensule. Love it. Wow. Love it. Mi-au mai rămas doar produsele de make-up. O să mergem mai pe repede înainte la produsele astea, pentru că o să facem un video special doar cu ele și să vă spun părerea mea despre ele. Am luat pudra asta și am văzut pe site că este jumătate pulbere și jumătate compactă. Fondul ăsta de ten devenise la un moment dat viral pe TikTok și am zis că trebuie neapărat să-l încerc. E sub formă așa de borcănaș. Am luat și paleta asta care are un ambalaj foarte interesant. M-a atras de mult timp, dar nu știu de cine am luat-o, dar am zis că acum e perfect ca să o încerc.
Blush-ul cremos pe acesta l-am mai avut, l-am terminat și mi l-am recumpărat, că e foarte fain în nuanța. Un iluminator, știți ce m-a atras la el? Că zice că e mus. O să-l testăm atunci. Am luat și un tint din ăsta pentru pistrui falși. Eu mai am ceva de la ei și îmi place mult, dar că de data asta mi-am luat o nuanță mai diferită, ca să văd cum e și asta. Mi-am luat și un body oil. Nu știu, m-a atras nuanța și cum arăta pe fetele alea pe Shane. Sincer, nu știu de ce mi-am luat două din astea. Este un lipici tip eyeliner pentru gene. Mi s-a părut foarte interesant. Cred că la cât de excited eram atunci, am zis că bag în coș. Așa mi-am băgat două. E ok. Asta este un set cu ruj și creion. Nici mai știu ce nuanță mi-am luat, dar nici că mă uit. Foarte drăguț mi s-a părut ambalajul la spray-ul ăsta de fixare. Neapărat a trebuit să-l iau, uitați. E foarte drăguț. Am luat și un corector, că am zis să fie full face ca lumea. Și am mai luat și un eyeliner negru simplu. Astea au fost toate produsele de pe Shein. Nu sunt nici foarte multe, dar nici foarte puține. De fapt, ce vorbesc aici? Sunt foarte multe produse. Am trecut eu mai repede prin ele pentru că n-are sens să stau 10 ani la o bentiță. E o bentiță, o vedeți și atât. Dacă o să vă intereseze ceva din haul-ul ăsta, o să vă las jos în descriere ca să găsiți mai ușor. Între timp mi-am mai dat o comandă. O să merg la un super mega eveniment. Și încă nu vă pot spune mai multe, dar o să aflați oricum în curând. Dacă mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok, o să aflați oricum. Dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like, subscribe și coment, că mă ajută mult. Și să nu ratați când testez produsele de pe Shein. Și o să mai testez încă un brand care o să urmezi tot așa, nu știu dacă săptămâna viitoare, dar peste două săptămâni sigur. Un brand pe care mi l-ați scris și voi în comentarii să-l testez și chiar mi-a scris multă lume de el, așa că am pus o comandă, eu vă ascult, când îmi spuneți ceva, eu o fac. Cam atât, sper că v-a plăcut, pupici, bye!